Croația, un colț de rai pe coasta Adriaticii, undeva între Dubrovnik și Split. Un loc unde natura a creat un tablou impresionant, cu mare și munte, istorie și contemporan. O mică localitate acolo unde râul Cernița se varsă în Marea Adriatică, Omiș, un cochet orășel cu 15.000 de locuitori, între mare și munte. Aici a avut loc timp de 4 zile, în septembrie 2021, a patra ediție, prima în 2017, a Cupei Mondiale la Handball Veterani, Master Handball World Cup, unde au participat la masculin și feminin 30 de echipe din 10 țări. Ungaria, Ucraina, Cehia, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Polonia, Brazilia, Croația, Austria, Slovenia și România. Așadar, am ajuns pe mijlocul coastei Dalmate, partea de sud-vest a Croației, în zona între Split și Omiș, unde este baza de cantonament a echipei reprezentante a sportivilor din România, sportivi din Târgu Jiu, Reșița și Petroșani. Aici are loc World Championship, campionatul master de handbal masculin pentru veterani plus 35 de ani. Vom începe cu acest peisaj minunat al Mării Adriatice din spatele meu pentru a intra ulterior în problema strict sportivă a evenimentului. Un campionat eșalonat pe 5 categorii de vârstă între plus 35 și plus 50 de ani. Gazda a fost complexul sportiv din orașul croat Omiș, situat la 20 de kilometri sud de Split, cu două săli polivalente bine pregătite pentru astfel de competiții, în total participând, așa cum spuneam, 30 de echipe cu peste 800 de foști handbaliști, dintre care două din România. Așadar, Master Handball World Cup, Cupa Mondială la handbal, rezervată mai multor categorii de vârstă la nivel mondial, cu peste 40 de țări, aici la Omiș, pe malul Adriaticii, într-o splendid decor de septembrie, în partea de sud-vest a Croației. Avem în spate imagini spectaculoase cu terminațiile munților Velebit, dar haideți să vedem, înainte de începerea competiției, cum arată sala de jocuri. HC Bucovina-Botoșani și Alfa Ro HC din Petroșani, aceasta din urmă alcătuită în majoritatea unor foști jucători la Știința Petroșani, Victor Cupceac, Cristi Ropan, Marcel Oanță, Gigi Enea, Cristi Groza, Alin Cazan, Jiga Dani, Costel Zât Gavrilă, plus Daniel Brânzău, ex-Clubul Sportiv Școlar Petroșani, dar și de la Reșița și Târgu Jiu, Florin Gâzu, Niculas Cateu, Adi Gorun, Liviu Viasu, Cristi Pavel, plus foștii antrenori Ioan Polifronie și Edith Miletu. S-au respectat regulile marilor competiții cu o deschidere impresionantă, cu participarea solistului de muzică pop Igor Ciucrov, în vârstă de 37 de ani, fost participant la Eurovision 2009, interpretând într-un stil personal câteva hituri pop-rock care au încântat asistența. Thank you.
Au urmat apoi meciurile maraton din cele 4 zile de competiție, având câte două reprize a câte 12 sau 15 minute fiecare, în funcție de categoria de vârstă. Echipa Alfa Roja HC Petroșani a fost repartizată într-o grupă cu echipe din Ungaria, Polonia și Ucraina. Deci fiecare se bate cu o echipă sau cel mult trei. Ceilalți trei, dar în trei să lucrați de fiecare dată. Pe ori dacă lucrează centru cu pivotul și cu interul, zicem, bă, o facem pe aia, nu se strică, bă, că nu știe ăla din extremă. Da, să-l dracu pe ăla din extremă, dar nu știe nimica. Voi trebuie să lucrați cu 3-3. Dacă v-ați hotărât să jucați cu extremă, deci este nevoie de pivot, este nevoie de inter și de colaborarea într-o oarecare măsură a centrului, care oricum vă aude și de acolo pornește toată povestea. Și acolo ați făcut toate chestiile astea. Nu să avem vreme să le exersăm. Dar sunt convins încă o dată că, ce spuneam, că am mers pe bicicletă, că le știți chestiile astea și le încercați. Nu o să le întâia mai grozav. Cum am uitat, nu mai grozav ca noi, da? Probabil sunt tipulezi mai țapene, așa, mai mari. Dar cât uți de mari, am văzut că așa face mingea la poartă. Deci nu am văzut pe nici unul dintre toate echipele alea care să arunce foarte bine de la 9 metri, să fie periculos și să stăm și să ne ucidem acolo. Noi trebuie să țocăim, ok? Să mutăm zona. Primele două jocuri au avut loc în aceea zi, fiind pierdute la mare luptă cu maghiarii de la Peak Petke 8-10 și polonezii de la Oldi Szczecin 7-10. Victoria cu 11-9 din ultimul joc cu ucrainienii de la Sami United a demonstrat faptul că Alfa Ro, știința petroșan să-i spunem, ocupă un loc 5 la categoria de vârstă plus 50 de ani, în urma unui joc mai bun față de primele două socotite oarecum ca un antrenament. Boșe, Stefano! Yeah!
Cealaltă echipă din România, HC Bucovina Botoșani, a câștigat finala la categoria plus 35 de ani, scor în teren 13-13 și 3-2 la departajarea de la lovituri de 7 metri, cu austriecii de la Dramaț Group. Cel mai bun jucător al petroșenenilor a fost declarat portarul Liviu Viasu. Liviu Viasu, îngerul păzitor al porții echipei Alfa Roha C Team, el face parte din cei externi științei, dar a fost adversar cu cei cu care a jucat în vremea anilor cât? 80-90? Anii 97. Meciurile cu Știința Petroșani, cu ceilalți, la ce nivel se jucau atunci? Handbal frumos, erau timpuri când se juca handbal de plăcere mai mult, nu... Și... Pe bani ca acum. Exact, da, atunci era, da, plăcerea de a juca handbal. Cum te-ai simțit ieri în poartă după atâția ani în fața unor adversari puternici, din câte am remarcat, și care v-au și învins, greu, dar v-au învins. A fost greu, deoarece nu mai am terminat cu handbalul de 20 de ani și... Am jucat, ne m-am simțit bine. Nu. A fost plăcerea de a juca handball după mulți ani. Părere despre acest turneu? Un turneu reușit din toate punctele de vedere și, ce să spun mai mult, condițiile sunt superbe aici. Când v-ați întoarce cu plăcere? Sigur, și grupul este superb care suntem. Iată așadar astăzi la sport legat de turneul Master de la Omiș, Croația, ediția numărul 4, 2021. Vom puncta câteva aspecte legat de participanții noștri, reprezentanții noștri în cea mai mare parte a echipei Alfa Roha Team din Petroșani, foști jucători ai Științei și, bineînțeles, anterior ai Clubului Sportiv Școlar din Petroșani. Îi am lângă mine... Vă mărturisesc cu un grad de emoție pe doi dintre cei care au fost în perioada anilor 70-80 antrenor sportiv și apoi antrenor. E vorba de domnul Ioan Polifronie, 15 ani activat ca antrenor la Clubul Sportiv Școlar Petroșani, 1971-86, și de doamna profesor Edith Mileti, o cunoștință mai recentă, să zic, de-a noastră, că a fost antrenoare la CSSP, dar mai întâi jucătoare. Domn profesor, cum erau sportivii anilor 70, începuturile dumneavoastră la Petroșani, și apoi trecem direct brusc la subiectul la zi, ce ați constatat în meciurile echipei cu foarte mulți componenți ai Științei aici în Croația? La Clubul Sportiv din Petroșani am ajuns în anul 1971 cu plata cu ora la băieți juniori. Trei erau și junior 2. Cam din 72 am ajuns ca profesor numit la școala sportivă din Petroșani și am continuat cu fetele de la divizia școlară timp de 2 ani. Am avut turneu și internațional, am câștigat mai multe jocuri și amicale și internaționale și totul a mers foarte bine. Ele au ajuns, unele jucătoare au ajuns la echipa de divizia A, de divizia B și au continuat activitatea, fiecare unde au avut o școală, unde au fost... Fetele, atunci, disciplinate, cu minți? Disciplinate, da. Disciplinate, cu minți, la școală prezente, știau să-și apere dreptul de sportiv și să știe să se comporte în societate. Totul a fost foarte bine. Facem o translație acum la una din fostele eleve ale dumneavoastră, Edith Mileti, nu? V-a fost elevă? Da, da. O aveți acum alături la masă în calitate de antrenor, foști, mă rog, amândoi, pentru că... Și colaboratoare. Edith, anii 70 cu domn profesor. Oh, ce mult este de atunci. Păi ce să spun, cu domn profesor a fost o perioadă foarte bună, noi eram, generația mea eram tinere, jucătoare, au fost vremuri frumoase și cu rezultate bune. De Clubul Sportiv Școlar mă leagă numai puțin de 58 de ani din viața mea. Era Ioan Polifronie, rău, bun? Aspru.
ok, cum trebuie să fie un antrenor. Și bun și rău, când după situație. Da. Să trecem cu picioarele pe timpurile noastre. Cum vi s-a părut, sau așa o concluzie despre acest interesant colocviu, să zic, ambalistic de aici, din Croația? Păi, în primul rând, trebuie să specificăm că e un campion mondial. Pe vârste, de la 30 până la 50 și sunt tot felul de participanți care au venit pentru un galop de sănătate aici. Au contribuit să fie... Maraton cu multe meciuri pe zi. Maraton cu multe meciuri, da, și meciuri s-au jucat la reprize, cu reprize de 12-15 minute, cu pauze de foarte puține, dar s-a văzut efortul, s-a văzut știința acestui joc. Tactica, tehnica, cum mi s-a părut, mai ales la cei noștri, la cei de la știință. Au arătat multe tehnici, alții au avut greutate mai mare, kilograme mai multe și au fost mai greu. Dar specificăm la vârsta unde am jucat noi, de la Petroșan, de la Alfa, am fost la vârsta de 50 de ani. Am avut echipe și adversari foarte la, bine puși la punct, la locul lor, la fel și noi, dar am avut jocuri care au fost bune. Nu pot să spun. Încheiate cu scorul strânse. Edit, în încheiere, ce concluzie trage cu ochiul de antrenor asupra ceea ce se întâmplă aici, în general? Că am văzut și echipe de fete, de bărbați. În primul rând, eu consider că este un turneu al prieteniei până la urmă. Nu este miză foarte mare, deci nu sunt orgolii mari. Se joacă frumos, mulți din amintiri, dar este o atmosferă superbă de sportivi, de fost sportivi. Și e de lăudată acțiunea aceasta. Într-adevăr, este ceva de neuitat pentru mulți dintre sportivi. Iată că microbul handbalului rămâne după ani de zile, chiar dacă nu ai practicat sportul cu mingea mică. Ghise Budai s-a ocupat în anii 80 de partea administrativă a celor de la știința, care la ora aceea erau încartituiți, nu parcă l-au rump în mare măsură. Ce ți-aduce aminte despre acest jucător pe care acum îi vezi cu tâmplele mai albe și cu burtica puțin mai ca o minge de rugby, împreună cu una de fotbal? După atâți ani? Păi, după atâția ani rămâne același sentiment de admirație față de, fiindcă talentul și dorința de a face performanță, deși au rămas, sigur, puterile au scăzut datorită... Ca la toată lumea. Ca la toată lumea, bineînțeles, așa. Și un sentiment de admirație și de prietenie, până la urmă, că ne-am și împrietenit, de-a lungul anilor am păstrat legătura și ne-am menținut într-o stare acceptabilă. A caracteriza atmosfera din jurul acestei competiții cu atâția sute de sportivi din zeci de țări. Păi cum poți aprecia o organizare perfectă? În primul rând, ca și organizare, ca și dotări, terenuri, plus condițiile care se acordă, sunt la dispoziția sportivilor. Și farmecul locului în general de aici. Farmecul locului e incredibil. Croația este o țară de vis. Este o țară care greu ajungi, dar când ajungi aici ești în rai. Alin Cazan, unul din cei 14 componenți ai lui Alfa Ro H Team, fost component al științei Petroșani. Între ce ani? 87 până în 89. Da. Deci două sezoane bune la acel nivel divizionar B. Cum a fost întâlnirea cu foștii colegi?
Tu știind că locuim de foarte mulți ani în Spania. Da. Cum putea să fie decât foarte plăcut? Bucurie imensă să mă reîntâlnesc cu ei, să trăim împreună cele 3-4 zile aici. Ca și competiție aici? Deci este o competiție care rămân plăcut, surprins, foarte plăcut, surprins, să văd că se întâmplă. Dovadă că țara în care ne aflăm, Croația, sunt la un nivel la care sunt, datorită și acestor mici lucruri care se întâmplă. Sper să fie un semn bun pentru cei care am fost aici, să luăm exemplu și poate influențăm să se întâmple așa ceva și la noi în țară. Acum, făcând așa o glumă, vis-a-vis de primele două meciuri văzute în care ați pierdut aproximativ la limită, dezamăgit? Da. Așteptările nu aveam foarte mari așteptări. Poate că eram... Cum ar întreba un reporter pe un sportiv, a zis, ce v-a lipsit să nu-l bateți? Un prim contact înaintea meciurilor. Noi ne-am revăzut... Bere și suc? Da, bun, și asta e adevărat, că până la urmă ne-am simțit bine. Dar vorbind pe plan handbalistic, dacă ne-am fi întâlnit de vreo 2, 3, 4 ori înainte, ceea ce dovadă echipele cu care noi am jucat, s-a văzut, punctul meu de vedere, s-a văzut din start că ei au avut un contact, s-au întâlnit mai des și asta a făcut diferența, după părerea mea. Parte internațională a prezenței în echipa Alfa Ro HC Team, cea cu reprezentanți în majoritate de la Petroșani, este și cel care purta numărul 8 la știința, Zsigmond Dani, care la ora actuală trăiește în Ungaria, mai exact în orașul Peci. Cum a fost revederea cu colegii și cum ți s-a părut această inițiativă acestui turneu? Păi, cu colegii ne-am întâlnit acum 2 ani la... Referă acum, 70 da. De ani. Da. Și acum, după 2 ani, nefăcând sportul ăsta aproape de 30 de ani, deci nu l-am uitat și am încercat să dau posibilul din mine cât a fost nevoia. Și atât. Avem vârsta asta și nu... Oasele noastre, picioarele noastre, deci tot corpul... Mișcă mai greu. Mișcă mai greu la vârsta asta. O reîntâlnire emoțională, cred că ai avut-o și cu primul tău antrenor, doamna Edith Mileti. Da, doamna Mileti mi-a fost profesoară din școala generală. Și nu știu ce să mai zic. Da, ok. Să comentăm puțin ce s-a întâmplat în cele două meciuri pe care le-am văzut până acum. Cum ți s-au părut mișcarea în teren, schemele tactice, șuturile, greșelile... Ați pierdut totuși aproape la limită. Deci am pierdut la limită, dar părerea mea este că ar fi trebuit să avem cel puțin 2-3 antrenamente în care să ne obișnuim, să vedem cum stăm în teren, ce facem, poate o schemă, două, așa, să le inventăm așa pe loc. Și totuși, cu cine te-ai înțeles cel mai bine în teren? Eu mă înțeleg cu toată lumea, dar am avut Interul cu stânga acolo unde am jucat pe dreapta și cu el m-am înțeles așa mai bine. Despre acest turneu, o concluzie? Așa, la modul general? Deci, părerea mea este, dacă reușim să mai avem sponsori, atunci părerea mea este că la anul poate face o treabă mult mai bună decât anul ăsta.
Victor Cupcea, că a început ca și copil al handbalului la școala generală cu profesor Edith Milite, apoi a continuat la juniorii școlii sportive, cum se numea atunci, cu Ioan Polifronie, apoi trasele s-au dus spre alte zone. Cum au fost acei ani de început la Petroșani? Foarte frumoși, cum știți, ce a reușit handbalul pentru noi, să ne facă să nu fumăm, să nu bem și să avem ceva să ne plăcut în viață. Toate deplasările care le-am făcut, ne-a făcut oameni, în primul rând. Și sper că și atleți, cu toate că acum nu mai prea arătăm. Da. Trebuie să spunem celor care ne privesc că ai venit din Canada special pentru acest moment. Cum a fost revederea cu acești băieți și, în general, câteva cuvinte despre turneu? Păi, revederea cu băieții e bine că ne aducem aminte de tinerețe. Deci, sigur, totul a fost frumos. Păcat, adică referitor la turneu, ce am înțeles că de ce All Boy nu are și secțiune pentru handicapați. Pentru că dacă s-ar fi, aproape toți am fi. Fiecare are câte o problemă. Dar în afară de asta, cam ce vrei să spui? Da. În afară de asta totul e plăcut. Ne-ar place să mai jucăm ca atunci când eram juniori. Pe picioare. Da, stăteam pe picioare și alergam. Și cum zicea domnul profesor, le ascundeam mingea la adversar, că făceam succesivă, nu ne vedea nimeni. Acum jucăm cum putem, dar bucuria e la fel. Printr-o derogare de regulament, la categoria plus 50, la care au participat handbaliștii sub formula Alpha ROH Team, e voie să participe și un jucător sub vârstă. În cazul acesta, de la Petroșan, profesorul Daniel Brânzău, cel care mai bine de 10 ani și-a împletit viața ca antrenor la Clubul Sportiv Școlar, a fost prezent de data asta ca jucător activ. Cum te-ai simțit în teren ca respect, ca și colaborare vis-a-vis de colegii de joc, cei care de-a lungul anilor au format nucleul științei petroșani? În primul rând vreau să spun că este o plăcere pentru mine. Este o plăcere pentru mine că am ajuns în Croația alături de foști jucători ai științei petroșani. Sunt niște oameni foarte frumoși și pe lângă asta foarte buni pe ceea ce fac. Adică tu ai avut o viteză, două în plus, s-a simțit. A contat. E normal, am jucat cu sportivi mult mai mari decât mine, cu 20-25 de ani, poate, dar am accelerat și mai mult și mai puțin. Ai încercat să joci pe viteza lor. Am încercat să joc pe viteza lor, poate cu un plus, doar ca să putem face față ca echipă și să pot să-i ajut cât a trebuit. Dacă ar fi așa să povestești cuiva despre atmosfera de aici, ce le-ai spune la oameni? Păi este o atmosferă de vis. Nu știu dacă ne vom mai întâlni cu așa ceva sau alții... Da, nu pot. Poate. Sau alții dacă au întâlnit așa ceva. Până la urmă, experiența asta nu o poate avea multă lume și mulți sportivi. Impresionant ca fizic, Marcel Oanță, fost jucător al științei. Cum se mișcă Oanță la nivelul anului 2021 la un turneu internațional alături de colegii foști, colegi de la știința? În primul rând vreau să spun că mă bucur că a reușit să ajung la acest turneu, să reușim să strângem această echipă, să ne putem prezenta. Eu zic că ne-am prezentat onorabil chiar. Se vede lipsa omogenității, faptul că nu am reușit să facem pregătire cât de cât în sensul de a omogeniza echipa. Echipa s-a adunat așa din
foștii colegi adunați din diferite zone. Ale lumii chiar. Ale lumii chiar, da. Colegi veniți din Canada, Spania, Franța, Ungaria, sigur că da. Dar Statele Unite, în primul rând, nici nu cred că era cazul să știam. Dar obiectivul consider că l-am realizat datorită faptului că am reușit să venim, să vedem cum se desfășoară turneul. Și cu siguranță pentru anul viitor vom aborda în alt mod problema. Eu am văzut așa, în general, o bucurie extraordinară pe fețele tuturor sportivilor. Cum să, de exemplu, exuberanța braziliencilor, cea a cehilor, agresivitatea în sensul bun al ungurilor și așa mai departe. Iată, deci că s-au implicat acești sportivi. Da, sunt echipe care joacă și aseară chiar am avut o discuție mai îndelungată după meci cu capitanul de echipă al Ungariei. Și sperăm chiar să facem o relație de prietenie în sensul unor meciuri bilaterale petroșani sau în alte zone din țară și la rândul nostru să mergem. Chiar îmi spunea că până în 12 decembrie iau programul fixat, o serie de întâlniri, meciuri la diferite turnee. Deci iată că până la urmă se poate. Câte goluri aseară? Vreau vrut 77, dar... Destule. Da, haideți să facem, să creionăm puțin ceea ce s-a întâmplat aici și în primul rând să pornim de la primii tăi antrenori și cu cei care au fost cu echipieri în urmă cu 20-25 de ani. Ce însemna știința atunci? Primii antrenori n-au fost de la știință, au fost de la CSS. Doamna Mileti a fost primul antrenor. Primul antrenor care mi-a pus mingea în mână. După care, bineînțeles, domnul profesor Polifronie, dânsul, m-a cizelat și m-a format și a scos... Cum erau meciurile pe vremea aia cu adversarii de atunci? A spune, în primul rând, un pic mai dure. Observăm acum că... arbitrajul și toate regulile au făcut în așa fel încât sportul s-a modelat un pic. Nu mai are duritatea aia care avea odată. Nu înseamnă că în sens rău e ok pentru... Da. Ce ai simțit că mi-ai pus din nou piciorul pe parchetul de competiție? Wow! Într-adevăr a fost o senzație deosebită. Piciorul pe parchet este una când îl pui. Dar în același timp când simți că tribunele așteaptă ceva de la tine și vibrează și pentru prima dată în viața mea am reprezentat ceva mai mult decât un club. Da. O reprezentantă a unei țări, să spun. Reprezentantă a unei țări. Când am simțit tricolorul, că este tricolorul mai mult decât emblema clubului, într-adevăr a fost pentru mine o emoție, a fost o emoție care n-am mai trăit-o. Foarte mulți sportivi, foarte multe culturi de sport aici prezente la Omiș în Croația. Cum mai caracteriza această multitudine, spun, de lucruri atât de frumoase de aici? Bun, nu am cu ce să compar, dar pentru mine spun că, într-un cuvânt, o reușită. Atâtea țări, atâtea națiuni cu care am vorbit și am comunicat între meciuri și după meciuri și am legat atâtea prietenii, o reușită. Ca să spun așa, într-o astfel de acțiune există totdeauna o locomotivă, un motor. E bine, de data asta locomotiva vine din Statele Unite,
fostul jucător al echipei Știința Petroșani, Constantin Gavril Zât, pentru toți prietenii din anii 80-90 și așa mai departe, s-a ocupat de, până la cel mai mic amănunt, de organizarea celor care au venit aici la un turneu bine organizat. De unde ți-a venit ideea să faci această echipă, să-i aduci la acest campionat mondial? Ideea asta am avut-o în permanență, nu de a participa la un campionat de genul ăsta, dar ideea am avut-o în permanență după ce retragerea noastră de a reuni, de a fi împreună și a trăi momentele care le-am trăit împreună pe teren în anii în care am jucat handbal. Emoții alături de foști coechipieri, dar și de foști antrenori, Polifronie, Edith Mileti și ei aici prezenți alături de voi. Da, sunt antrenorii care ne-au făcut primii pași în viața noastră de sportiv și faptul că după atâția ani, probabil peste 40 de ani, ne-am întâlnit împreună aici, înseamnă că au însemnat ceva pentru noi, au fost părinții noștri spirituali, pot să spun, și cei care ne-au oferit o educație și ne-au arătat un drum corect și un drum frumos pe care trebuie să-l urmăm fiecare în viață. Sunt mândru de toți colegii mei care sunt aici și sunt convins că și profesorii de care ai amintit sunt mândri de evoluția noastră după cei 40 de ani de când ne-au cunoscut. Cum i-ai simțit pe coechipierii tăi vis-a-vis de trăirile, dacă seamănă cu ce se întâmpla atunci? Aș putea spune că aș face o comparație cu ce ai spus tu la început cu locomotiva. Am fi vrut să fim o locomotivă specială japoneză care să meargă pe niște linii electromagnetice, dar de fapt suntem niște locomotive de modă veche cu aburi. Da, da, da. Îi simt că sunt, cu spiritul sunt acolo, dar ați văzut și voi, nu suntem cei mai grozavi care, la ce ne-am fi așteptat. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult și cu care sunt foarte mulțumit este spiritul de luptă pe care l-am avut. Pentru că cred că ați venit și voi, ați văzut și voi, spiritul a existat acolo pe teren și ne-am dat toată osteneala ca să nu ne facem de rușine și să obținem rezultatele pe care le-am fi dorit, dar nu s-a putut. Despre zonă, despre gaze, despre celelalte echipe? Ce pot să spun? La vârsta pe care o avem, în fiecare dimineață când ne trezim și ne uităm pe geam, ne ciupim și credem că oare n-am murit și suntem în rai, pentru că este o zonă minunată. Festivitatea de închidere a acestei competiții a fost o veritabilă fiesta muzicală a muzicii și dansului, cu sutele de sportivi strânși la un loc, cântând, mândri cu drapelele țărilor lor, We Are The Champions, alături de același Igor Tsukrov. La modul general, a fost o competiție frumoasă a prieteniei, participantele așteptând cu nerăbdare viitoarea ediție care va avea loc în anul 2022.